Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovski, se declară nemulțumit de participarea foarte slabă a sucevenilor la adunările generale ale asociațiilor de proprietari. La aceste întruniri, proprietarii pot decide cine să-i reprezinte în următoarele 12 luni și ce salarii se dau în cadrul asociației. Viceprimarul Harșovski a arătat că rata de participare la aceste adunări este de doar 10% și face un nou apel către proprietari să nu fie pasivi. Vrei să se schimbe ceva? Vrei să schimbi ceva? Dacă da, atunci implică-te. Până pe 31 martie mai sunt adunări generale ale asociațiilor de proprietari. De aceea te invit să participi la acea adunare generală din care faci parte, pentru că acolo poți fi ales, poți să alegi și, bineînțeles, poți să dezbați problemele care țin de scara blocului. Pentru că doar împreună putem schimba ceva. Am participat la aceste adunări generale, voi participa și la altele și, din păcate, avem o prezență care nu este foarte bună, undeva la 10%. Așadar, te aștept, alături de mine, să mergem să discutăm problemele asociațiilor de proprietari și acolo să luăm deciziile care depind și contează pentru tine. Nu, dar vreau așa, o să vă spați bine. Vreau să-mi spun oamenii ce probleme au. Te aștept, pentru că doar împreună putem schimba ceva.